Întrebarea de astăzi este Cine a spus Eu sunt Adevărata viță Wow Nu știu Dar sună familiar Adevărata viță Viță Vița de vie Nu no, Nu sună familiar Nu <laughs> no. Ok, mulțumesc Tu știi? Nu no. Nici eu nu știu Nu știu Ana, help me Nu știu help her <laughs> Nu știu Nu știu Nu știu Chiar nu știu Ok Nu știu scuze, dar chiar nu știu, și mai bine o să o o să familiar. O să, n -n -n, o să stric, o să stric. O să stric video. Ok. Nu știu. Tu? Nu știu. Nu știu. Familiar. Nu mi sună nici yeah. măcar familie. Nu sună nici Never heard. No. Eu sunt adevărata, cine vorbea de obicei cu eu sunt adevărata, eu sunt adevărat, adevărat, adevărat vă zic. Isus. Din Paștele Isus. Da. El o știu primul. Nicio idee. Nicio idee. nu. nu Ai putea sună... să-mi spui? vrem un poet, vreau să spun? Mm, nu, Isus. Isus. Wow. Mm. <laughs> Bine de știut. Nu știu, dar începe să sune... Cum? Vin Paștele, zic ca și hind. Păi, asta voiam să zic, începe să sune Vina. biblic, cumva. Așa, așa, ok. 50% să zicem, ești acolo? Păi, nu, no, mână vedere că vin Paștele așa. și biblic, ca zice Isus. <laughs> Isus? În sfârșit. Mulțumesc frumos! Dacă pentru cei din afară poate e cea mai puțin cunoscută sau familiară, pentru noi, mai ales aici, ce privește identitatea comunității noastre, care înseamnă atât cale cât și rotnicie, cred că zicerea de astăzi este poate cea mai importantă. În fine, ultima rostire a mântuitorului, declarația Rodirii. Nu întâmplător încununează toate zicerile de până acum, cea de-a șaptea rostire memorabilă ne direcționează gândirea, trăirea și inima înspre evenimentul culminant al vieții și Rodirii vârful de lance al acestor rostiri se ascute în baza concluziei de la finalul Evangheliei după Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți și crezând să aveți viața. Adevărul cutremurător al acestei Evanghelii pentru mine sună în felul următor. Această veste bună ne-a fost adusă nu ca să credem, ci crezând să avem viața. Această veste bună ne invită la credință, trezește credința din sufletele noastre. Însă încrederea este doar o verigă de legătură înspre viață. Testul adevăratei credințe este viața și rodnicia. Viață, viață veșnică, viață din belșug și viață roditoare. Cele două aspecte covârșitoare de la final sunt încrederea în Isus, și viața lui în noi. Probabil, realitatea de la care putem construi în această dimineață este următorul adevăr. Calitatea vieții e direct proporțională cu realitatea încrederii. Dacă încrederea noastră în el este una reală, adevărată, la fel va fi și viața și roada pe care el o promite. Toate rostirile de până acum, fără excepție, sunt trasee inițiatice, vector de orientare în realitatea vieții. Dacă vă mai aduceți aminte, eu sunt pâinea vieții. Ne reamintește oare trăiesc numai cu pâine sau și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Eu sunt lumina lumii. Îl urmez. Oare simt că sunt cu adevărat orientat în realitate? Eu sunt poarta sau ușa. Vă mai aduceți aminte, această rostire este una un pic care te pune în încurcătură. Spune va intra, și va ieși și va găsi pășune. Experimentez eu o crotirea Lui și în destularea Lui. Zicerea legată de viața din abundență este urmată imediat de această rostire cu privire la acces, cu privire la intrarea pe ușă sau pe poartă, care este Domnul Isus Hristos. Apoi urmează, eu sunt păstorul cel bun. Ai auzit vreodată ca un cioban să își dea viața pentru un animal, dar despre un Dumnezeu care să se crucifice pentru făpturile pe care le-a creat. Eu sunt în învierea și viața, nevără sub nas, adevărul de care ești cutremurat, pe care îl demonstrează după patru zile pe care lasă le petrece în mormânt, că El este sursa vieții de acum și a celei viitoare. Iar duminica trecută am auzit adevărul exclusiv, radical, bulversant și controversat în lumea în care trăim, că El este calea, adevărul și viața. Îl urmez? Oare mă încred în el? Sper la cea viață pe care mi-o poate oferi. Și în această dimineață, cea de-a șaptea rostire impresionantă, pe care nu putem ocoli, nu putem trata cu indiferență. Iată ce spune Mântuitorul. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă Apoi, mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, oare putem accepta adevărul acesta? Cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi. Veți fi astfel ucenicii mei. Cred că e unul din textele, din textele care am simțit că mă caută ele pe mine de mai multe ori din scriptură. Miracolul vieții este pretutindeni în jurul nostru, de la o floare în ghiveci, la un copac înflorit sau un fruct pe care îl savurez. Toate indiciile acestea ne apropie în mod palpabil de realitatea acestei metafore a acestei rostiri. Oricine pricepe că tot ce are viață crește, se dezvoltă pentru a putea aduce roadă. Unul din ornamentele templului din Ierusalim ne spune istoricul evreu Iosefus Flavius era o viță de aur cu ciorchin de mărimea unui om. Vă aduceți aminte de experiența iscoadelor care au mers în Canaan, în pustie, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pregătirea pentru momentul crucial în care Dumnezeu le dă așezare. Observați cum la nivel mental imaginile acestea creează acea legătură la nivel afectiv, la nivel identitar pe monedele din perioada primei revolte a evreilor între anii 66 și 70 după Hristos, era imprimată cetatea sfântă și o viță cu mlădițele ei. Iar după căderea Ierusalimului și dărâmarea templului, gruparea rabinică din jurul lui Rabbi Iohanan ben Zakai era cunoscută sub numele de viță. Observați Simbolismul religios, relevanța culturală, identitatea națională, corespondența din punct de vedere istoric erau foarte bine așezate în mentalul colectiv ca ei să priceapă această legătură vibrantă a cuvintelor Mântuitorului pentru ei. Iisus șochează încă o dată audiența așa așa bulversată și tulburată a ucenicilor, afirmând într-un mod răspicat nu Israelul, ci eu sunt adevărata viță. Cea mai elocventă demonstrație a vieții, rodirea. În lumina acestei realități, a prezenței Sfintei trăim în viața bisericii, cred că adevărul provocator pentru noi este acesta. Pentru un creștin nu există decât o singură opțiune, promisiune, așteptare, rodirea, viața care aduce roadă. Dacă ați urmărit textul, ne conferă trei traiectorii sigure și fiecare se clădește pe cea dinainte. În primul rând, Hristos îi condiția vitală sau organică, în al doilea rând, rămânerea, condiția personală și în al treilea rând, iubirea. Condiția practică. Foarte bine întărit lucrul acesta care adună, leagă lucrurile la nivel mental pentru fiecare dintre noi, prin cele trei imperative. Rămâneți în mine, versetele 1 la 8, rămâneți în dragostea mea, versetele 9 la 11, și rămâneți în porunca mea de la 12 la 17. Haideți să le luăm pe rând. Iată ideea centrală pe care o veți mai auzi în dimineața aceasta. Dacă viața lui, dacă viața lui e viața noastră, atunci și roada noastră va fi roada lui. Pe cât de simplu sună, pe atât este de complicat și fiecare dintre voi știți cum rezonați în adâncul sufletelor voastre în fața acestor cuvinte. Nu o să uit mărturia cuiva de la grup în săptămâna care a trecut, spunea în imaginea asta a viței și a legăturii care există între viță și mlădiță și spunea foarte sugestiv, dacă Hristos trece prin tine, cum? Cum să nu rodești? Cum să nu ai parte, inclusiv, așa cum zice, de acea bucurie de plină? Cuvântul care ne sare în primul rând tuturor în ochi este, nu așa, cuvântul de rodire, care se repetă de 10 ori, aproape în mod obsesiv. Și observați, există și o progresie, roadă, multă roadă și mai multă roadă, și în versetul 16, roadă care să rămână pentru împărăție. Însă ceea ce ne pișcă din startul acestei declarații, imediat după... Uh, rostirea care amuțește audiența, urmează un ton disconfortant și neplăcut pentru fiecare dintre noi, în care Hristos spune, nu așa, pe orice mlădiță care este în mine și n-a duce roadă, el o taie. Observați atitudinea păguboasă, nerotnică, a irosirii, a dezamăgirii. Parcă nu ne convine nu ne cade bine că Iisus Hristos ne reamintește cumva din start. Ne-ar fi plăcut să o lase un pic pe mai încolo. Sau dacă se poate să fie un pic mai elegant, mai camuflată în prezentarea pe care ne-o vâră sub ochi. Însă această prezentare a lui Hristos este în spiritul textelor sacre din Vechiul Testament. Poate vă aduceți aminte, dacă sunteți familiarizați cu textul din Isaia, capitolul 5, primele șapte versete. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre via lui, despre o viță care altădată era mănoasă și uh, o trăire sfâșietoare pe care Dumnezeu o pune în aceste cuvinte, în acea întrebare. Spuneți voi, judecați între mine și via mea, ce aș mai fi putut face. Și n-am făcut. De ce n-a adus rod? De ce a dat struguri sălbatici? Dar poate un text mai puțin familiar pentru noi este cel din Psalmul 80, de la versetul 8 la 16. Îngăduiți-mi să-l citesc. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri, ai sădit-o, ai făcut loc înaintea, în, înaintea ei și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedre ai lui Dumnezeu. Își întindeam lădițele până la mare și lăstarii până la râu. Observați, imaginea extinderii cu privire la multiplicare. Pentru ce ei rupt gardul, de răfuiesc toți stregătorii, o râmă mistrețul din pădure și o mănâncă fiarele câmpului? Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi, cercetează via aceasta, o crotește să, să di dreapta ta și pe fiul pe care ți l-ai ales. Ea este arsă de foc, este tăiată de mustrarea feței tale, ei pierd. Nedumerirea, zbuciumul, realitatea crudă, deceurile și disperarea care se îndreaptă spre Dumnezeu nu mai contănesc. O vie roditoare altădată stă pustită acum. Observați, viața roditoare de acum nu este o garanție cu privire la viitor, la anii următori. Oarecum depinde de fiecare dintre noi, de felul în care ne punem încrederea în Dumnezeul nostru. Tragedia experimentată ca națiune e gata să se repete de, din nou. Mântuitorul le repetă în săptămâna aceasta, înainte de săptămâna patimilor, după intrarea în Ierusalim, când vorbește despre vier care se comportă ca stăpâni. Ei sunt doar niște oameni care gestionează realitățile lui Dumnezeu. Ce avertizare pentru iudaism, pentru biserica zilelor noastre, toate lucrurile acestea pe care Mântuitorul nu contenește să-i tulbure și să-l re reactiveze această imagine în sufletele ucenicilor descumpăniți. Reamintirea acestor lucruri în contextul cinei nu face decât să așeze în fața noastră o alternativă dramatică. Fie treci prin experiența dureroasă a curățirii, fie prin cea cumplită a tăierii. Fie înflorești, fie te usuci. Fie pârguiești, fie arzi. Fie rămâi, fie te usuci. Fie ceri orice vei vrea și ți se va da, fie pierzi tot ceea ce ai sau ceea ce ți se pare că ai. După cum vedeți foarte limpede, discursul lui Hristos nu prea lasă cale de mijloc. Ori, ori, rodire sau tăiere. Relația personală cu Isus Hristos înseamnă cel puțin două lucruri, vitalitate și rodire. Asta e lecția pe care Cristos le amintește ucenicilor. Mai devreme sau mai târziu, jumătățile de măsură se întorc împotriva noastră. Conexiunea cu vitalitatea vieții, cu sursa vieții, care este Cristos, îți dă promisiune, speranță cu privire la viață. Nesocotirea acestor lucruri, tratarea lor cu indiferență, s-ar putea să te coste mult mai mult. Oare nu demonstrează cu pristosință această carte, istoria iudaismului, a poporului Dumnezeu, a exilului prin care Dumnezeu îi trece, exilul babilonian, povestea bisericii, oare acea experiență din vremea lui Constantin, din secolul IV, până în momentul acesta, orice ucenic, orice persoană care hotăra să devină creștin, să-l urmeze pe Hristos, avea în minte posibilitatea reală a morții. Împreună cu Hristos. După secolul IV, se pare că devine rentabil, devine oportun și clar asistăm la o diluare a lucrurilor. Și aceste cuvinte nu fac decât să readucă în toată splendoarea, vitalitatea, provocarea, transformarea la care Hristos ne cheamă pe fiecare dintre noi. Nu prea mă pricep la vie, dar din ceea ce am înțeles de la alții, are nevoie de mai multe curățiri. Aceasta imagine e atât de palpabilă, mai ales pentru cei care uh, se pricep și sunt în domeniu. Textul ne expune la o curățire exterioară a vierului și la o alta lăuntrică. Una prin ceea ce aduce în viețile noastre, cealaltă prin ceea ce ne vorbește. O curățire prin ceea ce ne ia și o alta prin ceea ce sădește în noi. Prin ex experiențele pe care Dumnezeu le îngăduie peste viața noastră, dar și prin ceea ce inițiază lăuntrul nostru. Una prin operația dureroasă a vierului, cealaltă prin cuvântul curat al Mântuitorului. Dăm voie să te întreb ceva în punctul acesta. De câte ori experiențele dureroase prin care ai trecut în viață, nu ți-au dat senzația disconfortantă că Dumnezeu are ceva cu tine, că poate e împotriva ta. Și n-ai realizat că de fapt aceste experiențe de curățire reprezintă o trecere firească, plină de potențial, înspre rotnicie. Suntem uimiți uneori în viață când întâlnim persoane care au trecut prin ceea ce trecem noi, conectarea este atât de profundă, într-un mod atât de natural, încât suntem uimiți de vindecarea pe care o duce Dumnezeu și în viața lui și și în viața ta în momente de genul acesta de conectare profundă. Dar oare la ce s-o referi cuvântul roadă care dintr-o dată ne-a captat atenția? Cred că e foarte important să ne întrebăm ce intenționează Mântuitorul când face această afirmație pentru inimile noastre. Primul rând Cuvântul roadă se referă la caracter, relații bazate pe iubire, invitația la acea poruncă în care urmăm Spiritului Hristos și, în al treilea rând, aducerea altora în împărăție, la Hristos. Roada Duhului, roada conectării și roada multiplicării. Uitați cum le găsim în text, versetul 10, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit. Observați care-i sursa trăirii creștine. De unde ni se trage această păzire, această ascultare. Și dintr-o dată evidențiază integrarea lăuntrică, motivațională și comportamentală pe care o aduce Hristos. Asta e integritatea, caracterul unui creștin o viață trăită, exemplar și lucrurile nu se contrazic în viața lui, ci se asortează, se potrivesc, se armonizează. Apoi, de la versetele 12 la 17, Hristos ne, re ne reamintește să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Viața oricărei comunități înfloritoare trece prin experiența conectării și a iubirii. Pentru că în versetul 16, Hristos să ne spună, nu voi, m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți. Observați ce forță, ce dinamică inserează în sufletele noastre acest verb. Ne aduce aminte de finalul Evangheliei după Matei. Să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Pentru că orice veșcere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Însă știți care e lucru care m-a șocat cel mai mult la felul în care prezintă lucrurile? Senzația incipientă e că nu poți spune degetul, nu știi. Se referă la caracter, după aia trece cu atâta naturalețe la iubire, după aia vorbește despre aducerea oamenilor și senzația pe care o ai în mod deliberat. Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu în auzirea cuvintelor lui Hristos, ne prezintă o singură entitate organică care rodește multiplu, armonios, plenar în viața noastră. E absolut remarcabil senzația pe care ți-o transmite, pe care ți-o așează în față. Ce priveliște care efectiv îți taie respirația. Gândindu-mă la rugăciunile părinților, ale bunicilor, la experiența în comunitatea în care am copilărit și am crescut, de multe ori m-am gândit că dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit și nu mi s-ar fi făcut de cunoscut, niciodată n-aș fi înțeles ce înseamnă viața dinamică și transformatoare la care el ne cheamă. Iată întrebarea spre care aș vrea să-ți îndrept gândurile și trăirile din această dimineață. Să fie pentru noi roada armonioasă, experiența pe care o trăim sau mai degrabă ceva care pare să ne scape. Dacă viața lui e viața noastră, atunci și roada noastră e roada lui. Cam așa sună condiția organică. Atenția ne-a fost îndreptată în aceste opt versete înspre această provocare. Însă un lucru pe care sunt convins că l-ați semnalat este repetiția insistentă pe cuvântul rodire sau roadă. S-ar putea să fi descumpănit dacă îți spun în dimineața asta că nu ăsta e cuvântul care se repetă cel mai des în textul de astăzi. Cuvântul a rămâne se repetă de 14 ori față de 10 ori cât îi cel legat de rodire. Ceea ce înseamnă că autorul încearcă să ne mute atenția de la cuvântul rodire înspre cuvântul a rămâne. De șapte ori în a șaptea zicere, rostirea Mântuitorului, apare cuvântul a rămâne. Și prin faptul că acest șapte apare de două ori, ne captează atenția și probabil ne atenționează cu privire la un pericol real. Și anume, obsesia legată de roadă stârnește competiție, frustrare și mândrie în timp ce focalizarea pe a rămâne produce responsabilitate, răbdare și naturalețe. Sunt convins că ne este familiară imaginea asta, auzim că a avut loc un botez într-o anumită biserie, care e prima întrebare pe care o punem? Da, cât s-au botezat? Dacă auzi că e vorba de o singură persoană, zice, a, din slab, când auzi că e vorba de 20 de persoane sau mai mult, întotdeauna ai sentimentul ăsta de apreciere, de respect față de lucrarea lui Dumnezeu. Dar de când am învățat noi să dăm la o parte evaluarea calitativă a mântuitorului, care spune în Luca, la capitolul 15, este mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se căiește și se întoarce cu fața înspre Dumnezeu. Observați care e problema pe care o avem noi. Cum ne scapă? Suntem mereu în căutare, obsedați de rezultate imediate și de multe ori le pierdem printre degete. Fiindcă nu avem răbdare, fiindcă nu avem îngăduință, ne lipsește acea naturalețe absolut firească la care ne cheamă Hristos. Cu alte cuvinte, cea mai importantă întrebare a zilei, este ce înseamnă efectiv. Care sunt aspectele alea concrete care să mă ajute să aduc roadă? De unde știu că rămân în el? Sau cum scapă mlădița? Observați ce ironic. De iluzia că ar putea aduce roadă de la sine. Rămânerea din înțelegerea pe care o am cu privire la textul de azi este experiența personală a încrederii, ascultării, credincioșiei, iubirii și bucuriei. Îngăduiți-mi să vă împărtășesc o experiență care m-a ajutat să reconsider lucrurile acestea. După ce am fost obișnuiți cu botezuri, ca Dumnezeu să lucreze în comunitatea în care am slujit la Alba Iulia, au fost ani în care am avut parte și de trei botezuri la un moment dat s-a întâmplat ceva și mi-era foarte greu să-mi explic și să înțeleg. Pentru vreo trei ani și jumătate n-am avut niciun botez. Atât de profundă a fost experiența asta pentru mine, încât au fost momente în care mi-am pus la îndoială chemarea și slujirea la care mă cheamă Dumnezeu. În 2011 am avut o tabără cu tinerii și. A fost unul din acele momente rare pregătite de Dumnezeu să ne surprindă și aproape toți s-au botezat după experiența asta și toți au avut mărturii absolut fascinante despre miracolul implicării și a intervenției lui Dumnezeu în viața noastră ce mi se părea ciudat și cumva nu-mi puteam explica, e că de fiecare dată aveam o perioadă de lanț de poș și rugăciune de vreo 40 de zile, în care ne pregăteam, așteptam ca Dumnezeu să lucreze. De data asta, uită, nu le-am făcut. Și atunci am simțit cumva un adevăr extraordinar prin care Dumnezeu ne reamintea, hei, problema voastră e că uitați de cine depindeți, cine-i sursa, cine-i viața, cine-i cel care până la urmă conferă rodnicie, naturalețe și viață întregii comunități. A fost așa un sentiment liniștitor care te scapă de competiție, de toate lucrurile astea, de grijile pe care le ai. Și fiecare știți, Fiindcă îți convins, dacă mie mi s-a întâmplat lucrul acesta, la nivel individual, cât de dureroasă poate să fie experiența, grija asta legată de rodire. Sunt, nu sunt roditor, ce se întâmplă cu viața asta? Nu că e greu să ai uh, parte de frământări de genul acesta, însă observați cum uneori focalizarea pe rodire te îndepărtează de această invitație, de această provocare în a rămâne. Cât de profundă este acea vindecare pe care o face Hristos, elementul reîncrederii în El, că El e sursa, El e lângă noi, El nu ne lasă. Sunt lucruri pe care nu le uiți după ani de zile. Defocalizarea noastră este atât de subtilă încât de multe ori nici măcar nu realizăm, nu ne dăm seama de lucrul acesta. Dar ce să zicem dacă vorbim despre ascultare în lucrurile care ne stau în față? Poate e o dimensiune și mai alunecoasă. Mulți creștini trăiesc cu spaima asta abisală că dacă pui accent pe ascultare, pe faptele bune, lucrul acesta știrbește cumva lucrarea Mântuitorului depreciază lucrarea desăvârșită pe care el a făcut-o. Și înțeleg pentru oameni care vin din context ortodox, catolic, uneori e adevărat și într-un context foarte strict, legalist, în care cumva îți condiționezi sinele tău, ți-l validezi prin toate detaliile pe care oamenii le apreciază, nu contest lucrul acesta. Însă pericolul pe care eu l-am înțeles în viața creștină, pentru noi evanghelicii, este că mai degrabă avem parte de o diluare cu privire la harul lui Dumnezeu. Așa cum Dietrich Bonhoeffer foarte frumos a spus, o afirmație care mă urmărește de ani de zile: harul ieftin a distrus mai mulți creștini decât orice altă religie a faptelor. Nu știu ce faci tu cu cuvintele astea, dar mie nu-mi dau pace. Eu am văzut în contextul în care am crescut această realitate, această primejdie cu privire la. Nu atât că nu căutăm faptele bune, dar de multe ori le disprețuim și cred că mai degrabă adevărata problemă e legată de lipsa de responsabilitate personală, de asumare, de a trăi într-un chip vrednic de cel care ne cheamă la împărăția și la slava sa. Ei, se poate ca ascultarea să evite, să fenteze această realitate Vrei să-mi spui că acest imperativ rămâneți în mine, rămâneți în dragostea mea, rămâneți în porunca mea? E ceva care trece pe lângă urechile noastre, care nu ne implică, care nu ne invită la acea seriozitate în trăirea de zi cu zi, în viețile noastre. Sunt absolut fermecătoare cuvintele de la versetul 9 la 11 din capitolul 15. Observați cum începe Mântuitorul. Nu zice mai întâi rămâneți în mine, ci pornește în mod surprinzător cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, așa cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. Următoarele cuvinte le-aș traduce în felul următor. Hai să vă spun un secret. V-am spus lucrurile astea, cele pe care tocmai vi le-am spus, pentru ca bucuria mea să rămână în voi. Atenție la reapariția cuvântului a rămâne. Și bucuria voastră cum să fie? Să fie de plină, maximă. Ascultarea născută din iubire și desăvârșită de bucuria împlinirii întru Hristos este invitația pe care El ne-o face. Asta înseamnă să rămâi în El, în dragostea Lui. Faptele noastre bune ca o haină mânjită sau ca roade vrednice de pocăința noastră. Prin simplu fapt că acest proces transformator pornește din inima Sfintei Trăim și coboară la noi, ne reașează viața pe cu totul alte coordonate. Riscul legalismului, al apropierii de strictețe, de reguli, de toate lucruri de genul acesta pe care le urmăm cumva sub presiunea momentului sau unei comunități, primesc o cu totul altă interpretare. În momentul în care vedem jertfa lui Hristos, și înțelegem că ascultarea de el vine din inimă, din dorința de-i fi pe plac. Observați, bucuria creștină nu este un scop în sine, ci un produs secundar al ascultării noastre de Hristos. Obsedați de rezultate sau de rămânere, ce anume ne bântuie, ne consumă, ne mănâncă pe noi? Ucenicii lui în Ioan 2 cu 17 și-au adus aminte că era scris Râvna casei tale mă mănâncă pe mine. Ucenicii aduc de mâncare când era în capitolul 4 în Samaria și Hristos spune Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Și în felul acesta, de la condiția personală, ajungem la condiția practică, firească. Aceea de a păzi poruncile lui de a asculta porunca lui în comunitate. După cum nu poți rămâne în el dacă nu rămâi în dragostea lui, tot așa nu poți rămâne în dragostea lui câtă vreme nu păzești poruncile lui. Observați ce implicație logică de bun simț, de normalitate curge din jerfa sacrificială a lui Hristos. În urmă cu câțiva ani am avut parte de o experiență stranie. Eram într-o familie și la un moment dat a venit cineva din afară. Am intrat în discuție și printre alte lucruri am vorbit despre iubirea creștină. Și a apărut un, o polemică, un conflict între mine și acea persoană, și a fost un pic destul de tensionat. Încercam să argumentez că ați iubi aproapele ca pe tine însuți, este menirea creștină. El spunea ce zice Hristos, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, ridică ștacheta la cu totul alt nivel. Familia a fost atât de deranjată de momentul acesta, încât m-a sunat imediat după o zi să-și ceară iertare pentru incidentul acesta. Însă i-am dat dreptate acelui interlocutor cu care stăteam de vorbă. Ceea ce spune Hristos aici, observați, prin faptul că apelează la imagine, nu vă, nu vă mai numesc uh, sclavi, rob, ci vă numesc prieteni. Fiindcă v-am făcut cunoscut absolut tot ceea ce am auzit de la Tatăl meu. Nu știu dacă noi realizăm, dar de fapt supremația revelației creștine se validează în iubirea sacrificială, dezinteresată, pe care noi o demonstrăm unii față de ceilalți în comunitate. V-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nimic nu v-am ascuns. Nu vă mai numesc sclavă, numesc prieteni. De multe ori foloseam în glumă cuvintele De voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă spun eu. Dar Hristos se referă la a trăi în spiritul acestei porunci, a iubirii creștine sacrificiale. Un mesaj repetat de atâtea ori în săptămâna patimilor, în care în capitolul 13 vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Îngăduiți-mi să amintesc aici un aspect foarte interesant pe care îl spune Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii, în care face o departajare foarte frumoasă, în care înțelegem cumva standardul iubirii, dar și elementul inclusiv pentru fiecare persoană care se află aici. Citez, Sfinții sunt limita, după ei însă vin eroii și apoi seniorii și în urmă șontâcăiesc și îndrăzneții binelui care nici ei nu-s lepădat. Știm că facem binele, deci îl impurificăm, în sensul că ar trebui să-l facem în mod natural, fără să ne gândim, în mod dezinteresat. Dar binele îl facem, nu răul. Nu avem parte de curăția sfinților, tot facem însă ceva care ne scoate din rândurile ticăloșilor. Observați câtă încurajare găsim fiecare dintre noi în dimineața aceasta, într-un context atât de înalt cu privire la trăire, cu privire la ascultare, cu privire la iubire, în care privim la martirii care și-au și -au dat viața pentru Hristos, la eroi și oamenii reprezentativi din comunitate de care ne aducem aminte. Și până la urmă textul ne invită și spune că există loc și pentru cei care și-o care șchioapătă, care se mișcă mai greu, dar tot îndrăzneți ai bine binelui, se numesc. Dacă viața lui e viața noastră, atunci și roada noastră este roada lui. Rămâneți în mine, rămâneți în dragostea mea, rămâneți în porunca mea. Și iată adevărul care cred că adună, într-o formă un pic diferită, mesajul acestei dimineți. Dacă noi rămânem în El, în iubirea Lui și în porunca Lui, atunci și El, bucuria Sa de plină și roada Sa vor rămâne în noi. Ce părere ai? De gândul acesta. Dacă rămâneți în mine, dacă rămâneți în iubirea mea, dacă rămâneți în porunca mea. Cum rămânem în El, rămânând în iubirea Lui. Cum rămânem în iubirea Lui, păzind ca răspuns la dragoste extraordinară. Cum rămânem în porunca Lui, iubindu-ne unii pe alții. Legătura vitală, reciprocă, dinamică, mistică, observați bucuria de plină care rămâne în noi și sacrificială. Se poate să rămână fără ecou, răsunet, urmări, roadă în viețile noastre. Este legătura mea cu Hristos una vibrantă și adâncă, Iată întrebarea care ar trebui să ne urmărească. Îți vine să crezi că ascultarea de el îți produce o bucurie maximă?